Să dăm citire câteva versete din Sfânta Scriptură. Deschidem mai întâi la Marcu, capitolul 5, versetul 25 până la versetul 34, pagina Sfânta Scriptură 967, după care vom da citire și altor trei versete din Matei, capitolul 9. Și atar deschidem la pentru început Marcu, capitolul 5, de la versetul 25. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te împulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Iar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Citim și din Matei, capitolul 9, de la versetul 20. Iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de boala hainei lui. Căci își zicea ea, nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors și a văzut-o și a zis, îndrăjnește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Este o expresie care ne place tuturor. O dorim să se împlinească în viața noastră și de aceea o folosim des. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. O folosim atunci când ne întâlnim unii cu alții, atunci când ne despărțim unii de alții, dar parcă uneori expresia aceasta a devenit ceva automatic și își pierde din valoarea ei, pentru că nu mai simțim și nu mai dorim lucrul acesta. A devenit ca un simplu salut. Vreau să vă întreb în seara aceasta ce înseamnă pentru dumneavoastră un om binecuvântat. Se întorcea Iacov acasă după 20 de ani, cu multe turme, o familie numeroasă, cu multă avere, plecase sărac, lipit pământului și se întoarce acum un om bogat. Și îmi spune nouă, un om binecuvântat. Și o noapte întreagă se luptă cu Îngerul lui Dumnezeu și spune la revărsatul zorilor, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cum Iacov, tu, un om cu atâtea lucruri, mai ai nevoie încă de binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru dumneavoastră un om binecuvântat? Un om a avut o lucrare din partea Domnului, avea o situație deosebită în familie. O grea încercare financiară și familia numeroasă. Și are o lucrare din partea Domnului și spune, Domnul, vreau să te binecuvintez. S-a întors acasă, vorbi cu soția și primul lor gând a fost, Domnul ne va binecuvânta financiar că avem nevoie. Domnul a promis lucrul ăsta. Dar Domnul face ca în familia lor să se mai nască încă un copil. Domnul a spus că e o binecuvântare. Și familia a luat copilul cu o binecuvântare. Că Domnul nu are în vedere doar binecuvântarea temporară, binecuvântarea imediată, ci are în vedere o binecuvântare care privește și vremurile îndepărtate și privește și veșnicia noastră. Iată ce înseamnă un om binecuvântat. Putem spune că avem un timp binecuvântat la biserică? Când spunem că avem un timp binecuvântat la biserică? Vorbești cu unul, vorbești cu altul și o să-ți spună, o mers bine predica, cântările au mers bine, s-au încurcat frații, au fost la mesajul vestit, rugăciunile au fost înfocate, nu au durat așa cât un chibrit, ci au fost har și în rugăciune. Ne-am simțit bine la biserică. Oare asta înseamnă să fie un timp binecuvântat? Să ne simțim bine la biserică? Cred că un timp binecuvântat este ceva mai mult. Putem spune cu tărie că avem un timp sau un ceas binecuvântat la biserică atunci când Dumnezeu se atinge de noi
și plecăm din locul acesta schimbați. Plecăm din locul acesta atinși. Că n-are niciun rost ca după 2 ore de stat aici în biserică să pleci acasă așa cum ai venit sau mai rău decât ai venit. Uneori avem o imagine total falsă despre ceea ce înseamnă să te binecuvinteze Domnul. S-a întors tot Iacov în tabără dimineață și l-au întrebat frate neveastele ce-i cu tine, haine rupte, ochii plini, ochii plini de lacrimi, umflați, de atâta plâns, că ceru binecuvântarea din partea Domnului cu lacrimi și căpătând. Și răspunsul a fost, m-a binecuvântat Domnul. Înțelegem uneori că și binecuvântarea Domnului. Doresc din toată inima mea, la seara aceasta, și timpul pe care îl vom petrece și acum, și oricând în prezența Domnului, să fie un timp binecuvântat. Amin. Dar asta depinde de fiecare dintre noi. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre ceasul când ne binecuvintează Domnul. Ne dorim binecuvântarea Domnului și Domnul dorește să ne binecuvinteze. Dar haideți să vedem când avem un ceas binecuvântat cu Domnul. În primul rând, avem un ceas binecuvântat cu Domnul atunci când avem credință deplină că doar El poate. Spunea versetul 26, în felul următor. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise toată averea și nu se simțise nici ușurare, ba încă era mai rău, auzi vorbindu-se despre Iisus. Și a spus, dacă aș putea doar să mă ating de haine Lui, mă voi tămădui. Uneori avem o siguranță a vieții dată de banii noștri. Chiar dacă ar fi să se închidă toate fabricile, să rămână, am ceva pus deoparte. Și sunt sigur că familia mea și eu voi reuși să o duc mai departe un timp, mai lung sau mai scurt, dar oricum nu intru în criză imediat. Perioada care va urma va fi un repaus și voi reuși să duc treburi înainte până să va remedia situația. Sau încredem în relațiile noastre. Avem prieteni cu funcții poate înalte, cu funcții decizionale, oameni care oricând pot să dea un telefon, oricând pot să pun un cuvânt bun, oricând poate să facă o recomandare pentru noi și oamenii aceștia sunt o siguranță pentru noi. Și noi ne punem încrederea și în bani, ne punem încrederea și în prietenii noștri. Sau avem noi metodele noastre, știința noastră. Dom'le, atâtea meserii știu, știți că românii știu cele mai multe meserii. Să implică la toate, să bagă la toate, nu stăpânesc nicio meserie cum trebuie, dar îți bun la toate. Ei, și asta îmi oferă o siguranță. Voi reuși să găsesc ceva, să fac ceva. E bine, femeia aceasta a ajuns la următoarea concluzie. După 12 ani de suferință, după 12 ani de căutare, după 12 ani de alergare în stânga și în dreapta și în speranțe deșarte, numai Iisus Hristos mă mai poate vindeca. Numai Iisus Hristos mă mai poate binecuvânta. Și asta e o lecție pe care fiecare dintre noi trebuie să o învățăm. O învățăm mai devreme sau mai târziu, o învățăm, dar e rău să o învățăm și să plângem. E mai bine să o învățăm de pe seama experiențelor altora. Spunea Cartea Evreilor că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că El răsplătește. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să crezi că El este Cel ce poate binecuvânta, El este Cel ce poate da binecuvântarea oricărui om și că El răsplătește căutarea ta. Tot Cartea Evreilor ne îndeamnă să ne apropiem de scaunul Harului cu o deplină încredere pentru ca să găsim ajutor la vreme de nevoie. Nu o încredere împărțită? Dumnezeu și banii mei, Dumnezeu și relațiile mele, Dumnezeu și abilitățile și știința mea? Nu, ci singurul Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Înțeles femeia aceasta că doar Iisus Hristos poate ceea ce nu pot banii.
Uneori ne uităm cu invidie spre oameni care au de toate. O duc bine, își permit tot felul de concedii, conduc mașini bune și spunem, o astfel de oameni, ăștia sunt oameni binecuvântați. O astfel de oameni, un astfel de om îmi doresc și eu să fiu. Și totuși, banii în viață rezolvă multe lucruri, dar nu le rezolvă pe toate. Și singurul care rezolvă toate problemele este Dumnezeu slăvit să-i fie numele. O înțeles atât de clar Naaman. Un om cu funcție înaltă, cu putere, cu multă avere, că atunci când s-a dus la Elisei și a fost vindecat, a vrut să-i lasă acolo un dar și nu a fost un dar mic, că nu a fost zgârcit. O dat din bogățiile lui, a vrut să-i lasă din bogățiile lui și a dat seama un lucru. Cu toate lucrurile acestea pe care le am, boala mea nu are rezolvare. O să am atâția bani, dar n-am rezolvare. Elisei, atunci când trecea prin Sunem, se oprea la o familie bogată și o femeie îl găzduia acolo. Și femeia aceasta și soțul ei aveau o problemă. Nu puteau să aibă copii. Să ai atâția bani, să-ți dorești toate lucrurile și să le poți împlini, dar să nu-ți poți împlini visul acesta de a auzi în casă glasul copilului care te cheamă pe nume mamă. Poți să ai bani, dar nu poți să ai toate lucrurile. Asaf s-a uitat cu jind înspre cei care aveau multe bogății. Toate lucrurile le mergeau bine. Și-a spus, ăștia sunt oameni împliniți și binecuvântați. Dar într-o zi, intră în casa lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu se atinge de ochii lui și de mintea lui și înțelege un lucru. Că la urmă se trage linia și că mântuirea nu are în vedere bogăția și banii, și mântuirea are în vedere viața omului și depinde de Dumnezeu care poate să dăruiască. Așadar, iubiții mei, frați și surori, vreau să înțelegem în seara aceasta că banii nu aduc binecuvântarea, ci doar Dumnezeu. Apoi, femeia aceasta a înțeles că Iisus Hristos poate, poate să facă ceea ce oamenii nu pot. Oricât ar fi oamenii de înzestrați cu înțelepciune, cu pricepe, oricât ar fi oamenii de știutori, de citiți, de școliți, orice funcție ar avea în societate, oricât de mare renume ar avea, vreau să vă spun că oamenii sunt limitați. Oamenii au limite. Spunea Ieremia și noi am cântat cântarea aceasta. Binecuvântat e orice om ce se încrede în Domnul. Dar știți ce spune în prealabil? Ieremia, capitolul 17, versetul 5. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Să-ți pui încrederea în oameni. Să-ți pui toată nădejdea ta în oameni, în muritor. Omul acesta este numit de Dumnezeu blestemat. Să crezi că oamenii pot să-ți rezolve toate problemele tale? Să crezi că oamenii au soluții pentru toate problemele tale? Ăsta e un om blestemat, spune Domnul. Aș vrea în seara aceasta, cu întreaga biserică, să ne punem nădejdea în Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, și să nu ne punem nădejdea în oameni care sunt creația lui Dumnezeu. Într-o bună zi s-a dat o lege în Babilon și a spus 30 de zile, nimeni să nu-și plece genunchiul înaintea altei persoane, altui Dumnezeu, decât înaintea împăratului. Și Daniel, după cum era obiceiul, s-a rugat de 3 ori pe zi în continuare. Și împăratul a semnat sentința lui. Daniel e condamnat la moarte. Și când a auzit împăratul și a văzut cursa care i-a fost întinsă, vicleșugul care a stat în spatele acestei legi, a încercat cu toată știința lui și cu toată puterea să-l scape pe Dumnezeu. Și n-a reușit. Legea odată semnată nu putea fi întoarsă. Și atunci împăratul îi transmite ceva lui Daniel, omului lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de tine, să se îndure de tine. Dar Daniel știa atât de bine adevărul acesta. Știa că viața lui nu stă în mâna împăratului,
că viața lui nu stă în mâna omului, că el nu depinde de oameni, ci depinde de Dumnezeu, pentru că el doar, Dumnezeu spune, când să treacă de pe lumea aceasta. La un moment dat, vrăjitorii din Egipt au reușit să facă și ei minunile pe care le făcea Moise. Și într-o bună zi, n-au trebuit să perfacă și ei să facă păduchi, au spus, aici nu mai putem. Aici, Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Ce vom spune în seara aceasta? Să nu mai mergem la doctor? Să nu mai mergem la oameni înalți în funcții? Trebuie să mergem. Dacă e voia lui Dumnezeu să trecem pe la doctor, trecem. Dacă e voia lui Domnului să trecem pe aici și pe acolo, trecem. Dar ar vrea să vă spun, cu toată puterea și cu toată îndrăzneala în seara aceasta, încredeți-vă în Dumnezeu. Încredeți-vă și puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Că oamenii nu sunt altceva decât instrumente în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu vom lipsi de cinstea care se cuvine oamenii acestea din societate. Dar ar vrea să ne amintim că doar Dumnezeu e la conducere și că Dumnezeu binecuvintează și întărește. Doresc ca adunarea asta să fie într-o bună zi plină de copii, doctori și ingineri și oameni mari în societate. Oameni care să se poată împotrivi ereziilor și să spună cu tărie, noi avem o funcție, dar deasupra noastră este Dumnezeu care dă înțelepciune, pricepere și tărie. Și Domnul să ne binecuvinteze. Poi, femeia aceasta a înțeles că Iisus Hristos ceea ce nu, poate să facă ceea ce nu poate știința. Știința are de-a face cu logică, cu rațiunea. Omul a fost înzestrat cu rațiunea. Și întotdeauna vor exista în mintea omului întrebările astea. Ce? Cum? De când? Cum se poate face lucrul acesta? A fost vindecat de către Domnul Iisus Hristos, un orb. Și Evanghelistul Ioan spune despre lucrul acesta în capitolul 9. Și l-au luat oamenii la întrebări, cum ai fost vindecat? Apoi l-au luat farisei la întrebări, cum s-a întâmplat? Ce a fost? Cum? Cum poate să te vindece omul ăsta că e un păcătos? Și orbul mărturisește atât de frumos. Nu știu, dar un singur lucru știu. Că Iisus Hristos, că omul acesta m-a vindecat, am fost orb și acum văd. Nu știu dacă e un păcătos, dar un lucru știu. Am fost orb și acum văd. Oricât ar fi știința de bună, vreau să vă spun că Dumnezeu este infinit mai înțelept decât toată înțelepciunea de pe pământul acesta. Ne pune multe întrebări și niciodată poate nu vom avea răspunsuri. Ne punem întrebări cum vindecă Dumnezeu cancerul, cum vindecă Dumnezeu de o boală și de alta, cum face Dumnezeu să-i dea lui Saul o altă inimă și să ne schimbe și nouă inima de piatră într-o inimă de carne. Nu știu să vă spun cum lucrează Domnul, dar un singur lucru știu, că în spatele este mâna lui Dumnezeu care lucrează și atot știința lui, înțelepciunea lui desăvârșită și pentru aceasta îl binecuvântez și îl slăvesc pe Dumnezeu. Știința e bună, e bună până la un punct. Rațiunea, logica e bună. Nu-și pot închipui oamenii cum poate Dumnezeu să ierte într-o secundă. Cum poate Domnul? Nu trebuie să plătesc cu nimic, să fac milostenii, să fac mătănii, să fac toate lucrurile acestea. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește și ne eliberează și ne spală și ne dă bucuria mântuirii din nou în inimile noastre, pentru că Dumnezeul nostru poate. Rațiunea nu poate. Știința nu poate să pătrundă lucrurile acestea. Dar Domnul nostru poate să facă tot ceea ce nu poate știința. Nu vom spune copiilor să se oprească din studiat și din a merge la școală. Le spunem cu tărie că sunt bune lucrurile acestea, dar fără Dumnezeu totul este, așa cum spunea înțeleptul Solomon, deșertăciune și goană după vânt. Domnul să ne binecuvinteze! Ceasul în care ne binecuvintează Domnul apoi este ceasul când avem dorință. În versetul 27, cuvântul Domnului spune, auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. O mare mulțime de oameni
îl îmbulzește pe Domnul Iisus Hristos. Oameni curioși să vadă ce minuni să mai fac. Oameni curioși să vadă ce vindecări mai face Domnul Iisus Hristos. Curiozitate maximă. Chiar Domnul Iisus Hristos îi mustră pe oameni și spune: voi nu mă urmați pentru aia și pentru aia, mă urmați pentru că ați mâncat pâinile alea în pustie. Oamenii curioși, oamenii care au niște... au anumite curiozități ale lor, care îi fac și se urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar din mulțimea aceasta, să remarcă o femeie. O femeie care are o dorință aprinsă de 12 ani și acum găsește momentul împlinirii acestei dorințe. Toți oamenii îmbulzesc, dar ea vrea într-un mod cu totul aparte să se atingă de Domnul Iisus Hristos. Ce credeți? Din mulțimea aceea de oameni care era acolo, nu mai erau oameni care aveau nevoie în trupurile lor? Nu mai erau oameni care aveau nevoie în sufletele lor? Cred că mai erau. Dar femeia aceasta are o dorință aprinsă. Oare în seara aceasta, cei care își vor găsi împlinirea dorințelor lor vor pleca binecuvântați de către Domnul? Oare numai aceia au avut posibilitatea să fie binecuvântați de Domnul? Psalmul 145, versetul 16 spune: ochii tuturor nădăjduiesc în tine, tu-ți deschizi mâna și saturi după dorință. Ce vrea să spună versetul acesta? Este că resursele lui Dumnezeu sunt infinite. Versetul acesta vrea să ne spună că de noi depinde dacă suntem sau nu suntem săturați. Că de noi depinde dacă dorințele noastre sunt împlinite. Din partea lui Dumnezeu există disponibilitate și de asta își deschide mâna. Dar dorința atingerii de El, dorința binecuvântării, ne aparține fiecăruia dintre noi. Domnul a avut dintotdeauna, Domnul Dumnezeu a avut dintotdeauna disponibilitate și dorință să stea de vorbă cu omul. În răcoarea dimineții venea în grădină și stătea de vorbă cu omul. Și Domnul are aceeași disponibilitate și în zilele noastre. Dar oare la dorința lui Dumnezeu răspundem noi cu aceeași dorință? Are avem noi aceeași dorință pe care o avea Domnul? Uneori, atât de obișnuiți cu cântările, atât de obișnuiți cu tot ceea ce se face aici la biserică, plictiseală totală, și Domnul are dorință să stea la părtășie cu noi. Și Domnul trece la fel printre rânduri. Și eu cred că privește înspre noi trist, că suntem plictisiți și nu înțelegem valoarea. Toți oamenii au trecut pe acolo, s-au îmbulzit lumea, dar o femeie vede valoarea lui Iisus Hristos și sursa binecuvântării, că e Iisus Hristos. Oare tu mai vezi? Oare mai ai dorința să te atingă Domnul de tine? Oare mai vrei să te atingi de poala hainei Lui? Să ești plictisit și plin. Uneori Domnul ne ajută să vină din nou în inimile noastre dorința părtășiei cu El. Și își întinde Domnul mâna și lasă o boală în familie, lasă o lipsă în familie, lasă o tristețe în familie și ne aducem aminte că Domnul este sursa bucurilor noastre și a vindecării și ne ajută Domnul ca să ne înnoim dorințele înaintea Lui și să din nou să avem dorința aceasta părtășiei și să avem bucuria părtășiei cu Domnul și să nu mai fie plictiseală și să nu mai fie lipsă de la adunare. Slăvit să fie Domnul și pentru lucrul acesta. Cântăm atât de frumos din Psalmul 63. Inima mea tânjește după curțile tale și luați poate de frumusețea cântării, a melodiei. Cântăm, dar inima noastră și gândul nostru e departe. Ne mai tânjește inima după Domnul. Ne mai tânjește sufletul nostru după Domnul. Vreau să medităm profund la cântările pe care le cântăm și la cântarea aceasta când o cântăm, să ne cercetăm înaintea Domnului. Iov spunea: sufletul meu tânjește de dorul acesta, adică al întâlnirii cu Domnul, să-L vadă într-o bună zi pe Domnul. Mai avem noi dorul acesta întâlnirii cu Domnul? Domnul să ne binecuvinteze și să pună în inima noastră dorința întâlnirii cu El. Amin. Apoi, avem un ceas binecuvântat cu Domnul atunci când avem voință.
În versetul 25 spune, femeia aceasta avea o scurgere de sânge de 25 de ani. Ea suferise mult pe la mulți doctori. Și ce înseamnă 12 ani o scurgere de sânge? Ce anemie avea femeia aceasta? Ce slăbiciune avea în trup? Nu știu modul în care s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să merg prea departe cu imaginația. Dar femeia aceasta avea o slăbiciune extraordinară în corpul ei. Nu știu câtă putere, câtă vlagă a avut. Dar a avut voință. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, tu cu voința cum stai? Vrei să se atingă Domnul de tine, ai dorința aceasta, dar cu voința cum stai? Uneori avem atâtea și atâtea motivații. Uneori ne amorțim conștiința noastră și ne justificăm atât de ușor. Mă doare parcă capul, mâna, piciorul, spatele, obosit sunt. Și Domnul ar vrea să se atingă de noi. Și noi avem motivațiile noastre, avem motivații pentru absențele noastre. Oare cum stăm cu voința? Într-o bună zi, Domnul Iisus Hristos a mers la o scăldătoare care era lângă poarta oilor, numită Betesda. Și acolo un slăbănoc, un om bolnav de 38 de ani, stătea și aștepta tulburarea apei, cu speranța că într-o bună zi va reuși să intre și el acolo și să fie vindecat. Și Domnul Iisus Hristos, apropie de el, și știți ce l-a întrebat? Vrei? Vrei să te vindeci? Unui om, cu atâția ani de suferință în spate, cu atâta neputință, Domnul întreabă, vrei să te vindeci? E bine, există dorință în inimile noastre uneori, dar cu voința cum stă? Știți că Dumnezeu ne poate binecuvânta și acasă. Și Domnul încurajează rugăciunea din odăiță, Domnul încurajează părtășia. Dar atunci când Domnul este la întâlnire aici cu frații și cu surorile, eu vreau să vă spun că toate motivațiile noastre și toate lucrurile astea pălesc. Femeia aceasta a făcut tot ceea ce o depins de ea, a avut o voință extraordinară. Mai avem noi oare voința aceasta? Îmi vorbesc și mie personal și fiecare ar vrea să se cerceteze în seara aceasta. Avem noi voința aceasta? Facem noi ce ne stă în putință ca să ne întâlnim cu Domnul? Când a trecut Domnul Iisus Hristos prin Ierihon, un om mic de statură, a avut curiozitatea să-L vadă pe Domnul. Și a făcut tot ceea ce a ținut de el ca să-L vadă pe Domnul și să-L suit într-un dud. Și voința lui e extraordinară. De a face tot ce stă în putință să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. A fost răsplătită. Și în ziua aceea a intrat mântuirea în casa Domnului. A avut parte din păcare cu Dumnezeu. Dar și din păcare cu oamenii, cu seminii pe care îi necinstise și îi nesocotise. Magii au venit din depărtare. Famenii etiopiani au venit din depărtare, au avut voința aceasta să se întâlnească cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Oare noi mai avem voința aceasta? Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea voință. Avem un ceas binecuvântat atunci când reușim, când biruim rușinea. Spunea cuvântul citit în seara aceasta, femeia aceasta a spus tot adevărul. Unul dintre cele mai grozave sentimente pe care le poate avea un om este sentimentul acesta al rușinii. Spune Sfânta Scriptură la un moment dat că tot Ierusalimul, toți oamenii au auzit de ceea ce făcuse Iuda când îl vânduse pe Domnul Iisus Hristos. Și colaborată rușinea aceasta cu sentimentul vinovăției. Toți oamenii te știu ceea ce ai făcut. Ești vinovat și toți știu. Toți te vor arăta cu degetul. Toți vor vorbi despre tine. Îl face pe Iuda să se spânzure. Rușinea te poate împinge înspre sinucidere, înspre suicid. Apoi, rușinea te poate împinge înspre izolare. Femeia samariteancă venea în ceasul al șaselea al zilei, la ora 12, când e arșița mai mare, când e soarele deasupra, ca să scoată apă, pentru că era rușine de oameni din oraș, era rușine de ceilalți și nu vrea să fie văzută. Te împinge spre izolare rușine. Rușinea, apoi, ne conduce înspre minciună. De atâtea ori, datorită rușinii de a nu fi văzuți, rușinii de a fi judecați de oamenii,
am îmbrăcat și haina rușinii, am îmbrăcat și haina aceasta minciunii. Uneori poate ridicăm mâna în biserică când suntem solicitați și ca să nu ne vadă stânga în dreapta că noi nu facem. Sau... Uneori suntem împinși înspre rușine. Involuntar suntem împinși înspre minciună și facem un dublu păcat înaintea Domnului. Femeia aceasta nu a fost frică de judecat. Judecata oamenilor, de condamnarea oamenilor. Știți că întotdeauna în mintea oamenilor a existat conceptul acesta, că ceea ce ți se întâmplă, boala care o ai, este datorită faptului că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Prietenului Iov i-au spus lucrul acesta pe față. Și întotdeauna a existat. Și astăzi există oameni care spun lucrul acesta. Dar întotdeauna suferința este în trupul cuiva și încercarea în familia cuiva, pentru că ar fi greșit. Au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus Hristos, omul acesta, cu ce a păcătuit, ce a făcut? De a fost bolnav. Și Domnul spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa pentru ca să vadă slava lui Dumnezeu, ca să se vadă puterea lui. Și așadar, iubiții mei, frați și surori, opriți-vă dacă aveți obiceiul acesta al judecării. Pentru că oamenii sub incidența rușinii vor da înapoi. Nu se pocăiesc oamenii din cauza rușinii. Nu vin oamenii la biserică pentru că le-i rușine. De ce vor zice frații? Pentru că mulți au avut gura slobodă și în loc să spună un cuvânt de îmbărbătare, au apucat să facă judecăți și să iei la întrebări și la bani mărunți oamenii, în loc să îi îmbărbăteze și să-i întărească. Domnul să ne binecuvinteze. Rușinea poate fi o piedică, dar femeia aceasta a biruit rușinea și a avut un ceas binecuvântat din partea Domnului. Apoi, putem avea un ceas binecuvântat când nu îl îngrădim pe Domnul prin șabloanele, prin tiparele noastre. Spunea femeia aceasta, dacă aș putea să mă ating de Iisus. Până atunci nu știu să mai fi fost o vindecare de o asemenea boală, printr-un asemenea proceder. A vindecat Domnul prin diferite metode, dar în felul acesta nu știu dacă a mai fost vindecat cineva. Uneori îi limităm puterea Domnului prin modul nostru de gândire. Îl limităm pe Domnul și nu lăsăm să-și reverse puterea și slava Lui în biserică, pentru că noi avem tiparele noastre. Domnul lucrează numai așa, face numai așa. Experiențele noastre pot fi o piedică în calea Domnului. Pretențiile noastre, Domnul să lucreze așa și așa, pot fi o piedică în calea Domnului. Anumite persoane, Domnul lucrează prin cine vrea El, nu prin cine vrem noi. S-a dus Domnul Iisus Hristos în locul natale, în Nazaret, și în locul acela n-a putut să facă nicio minune, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi, pentru că oamenii aceia aveau inima împietrită, că îl știau pe Iisus, că e fiul Templarului și fiul Mariei. Dar puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât putem noi gândi și cere. Să nu îl îngrădim pe Domnul prin pretențiile noastre și prin gândirea noastră. Trec mai departe, putem avea un ceas binecuvântat atunci când avem îndrăzneală. Femeia aceasta a avut îndrăzneală. Domnul Iisus Hristos i-a spus, femeie îndrăznește, de a avut îndrăzneală în prealabil. Și ceea ce a făcut-o pe ea să aibă îndrăzneală. Iisus Hristos îi spune, îndrăznește, fiică. Poziția noastră este una care ne dă îndrăzneală. Uneori, nu avem îndrăzneală pentru că oamenii ne condamnă. Nu avem îndrăzneală pentru că conștiința noastră ne condamnă. Dar cei ce au îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu sunt toți copiii Lui care sunt împăcați cu Dumnezeu. Că Domnul nu ne-a dat un duc de robie, ci ne-a dat un duc din fierea prin care strigăm înspre El, Tată, avem îndrăzneală înaintea Lui datorită valorii noastre. Chiar dacă vrășmașul și unii oameni vor să ne facă să ne simțim niște nimicuri, noi suntem valoroși și de aceea Iisus Hristos a venit să moară pentru noi. Avem îndrăzneală înaintea Domnului atunci când cauza noastră este după voia Lui. Femeia aceasta a avut o cauză care a fost după voia Domnului. Levitic, capitolul 15, versetul 25, vorbește despre situația deosebită a ei. Și n-a fost doar o situație trupească, ci a fost și una sufletească. Și întotdeauna Domnul răspunde situația aceasta sufletești. Problemă sufletească. Femeia aceea, prin natura bolii ei, era o femeie necurată și n-ar fi trebuit să fie acolo, n-avea voie să meargă la templu, să se închine și în inima ei poate
Era gândul acesta și dorul de a se întâlni cu Dumnezeu și a merge la închinare. Și Domnul răspunde cauzei ei, așa cum răspunde cauzelor care sunt după voia Lui. Apoi, avem un ceas binecuvântat atunci când suntem dispuși să spunem adevărul și îl mărturisim. Iisus Hristos a invitat-o pe femeia aceasta să spună adevărul și să mărturisească. Sinceritatea noastră, sinceritatea stării noastre este calea înspre a lăsa pe Domnul ca să lucreze. Lipsa noastră de sinceritate ne împiedică pe Domnul. Dacă vrei să fii vindecat, te duci la doctor și îi spui, sunt bolnav, mă simt rău, mă doare aia. Dar atâta timp când stai acasă și ai simptomele și nu mergi la doctor și nu declar că ești bolnav, nu știu ce șansă de însănătoșire ai avea. Dacă stai cu povara păcatului și nu vrei să recunoști, nu sunt șanse de vindecare. Dar Domnul iubește sinceritatea și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi la sinceritate. Și faptul că femeia aceasta a mărturisit și a spus adevărul este spre slava lui Dumnezeu, în primul rând, apoi a fost o întărire a tuturor oamenilor care erau acolo și poate aveau probleme de felul acesta. Femeilor care aveau probleme de felul acesta și altor oameni care aveau boli care nu mai fuseseră vindecate până atunci. Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea puterea să spunem întotdeauna adevărul și să îl mărturisim. Aș vrea să concluzionez în seara aceasta spunându-vă că dacă în calea binecuvântării lui Dumnezeu au stat banii noștri, au stat oamenii, au stat știința, aș vrea să le dăm la o parte asta acesta. Dumnezeu este sursa binecuvântării. Dumnezeu este singurul în măsură să ne poată binecuvânta și aș vrea să dăm la o parte orice piedică care stă în calea binecuvântării lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să spun că trebuie să facem absolut tot ceea ce ține de noi. Toate lucrurile posibile pentru a veni în prezența lui Dumnezeu. Psalmul 131 spune, acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Sunt locuri, nu sunt locuri în care Domnul să nu te poată binecuvânta. Dar dacă, așa cum am spus înainte, dacă e întâlnire la biserică, Domnul te binecuvintează aici. Și lenea și alte motive sunt o piedică în calea binecuvântării lui Dumnezeu. Apoi, nu trebuie să limităm pe Domnul, să limităm puterea Lui și raza Lui de acțiune prin părerile noastre, prin pretențiile noastre, prin mofturile noastre. Dumnezeu lucrează în mult mai multe moduri decât credem noi și decât știm noi. Dumnezeu poate să boteze și la rugăciune, Dumnezeu poate să boteze și la cântare cu Duhul Sfânt, Dumnezeu poate să boteze și la masa, acasă, în familie, când binecuvintezi bucatele și Domnul poate să binecuvinteze cu Duhul Sfânt și să te boteze și în somn. Și cunosc lucruri și cazuri și exemple de genul acesta și de asta vi le-am prezentat. Apoi, există o cauză la care Domnul întotdeauna va răspunde. Cauzele care privesc sufletul nostru. Pentru ce le trupești, aici ține de voia lui Dumnezeu. Și de aceea putem să spunem că întotdeauna să se facă voia Lui. Pentru că voia Lui este sfințirea noastră, desăvârșirea și mântuirea noastră. Dar atunci când au de-a face cauzele noastre cu sufletul nostru, Domnul întotdeauna răspunde afirmativ și Domnul vrea să vindece. Apoi, aș vrea să vă întreb în seara aceasta, dacă este vreo problemă pe care o aduci înaintea Domnului și ai nevoie de binecuvântare din partea Lui, aș vrea să vă spun că ceasul pe care îl petrecem aici și timpul pe care îl petrecem poate fi un ceas când Domnul să te binecuvinteze cu pace, așa cum l-a binecuvântat pe Iacov. Când Domnul poate să-ți ia frica din inima ta pentru ziua de mâine. Poate fi un ceas al iertării, când Domnul să te ierte de păcatul tău și să te spele de nelegiuirea ta, așa cum a făcut David atunci când i-a mărturisit Domnului păcatul și a spus, asta este starea mea. Poate fi ceasul în care Domnul să te binecuvinteze de rușine pe care trebuie să o suporți. Femeia aceea, samariteancă, a fost vindecată și apoi nu a mai fost rușine să stea de vorbă cu oamenii și a mărturisit despre Iisus Hristos, Mântuitorul, despre Mesia. Ceasul pe care îl petrecem aici poate fi un ceas al mântuirii.
Lui Zacheu i-a spus Domnul, astăzi a intrat mântuirea și în casa ta. Dar de asemenea, poate fi și un ceas al vindecării. Robul sutașului a fost vindecat datorită credinței pe care a avut-o sutașul. Mi-a spus, Doamne, e de ajuns un cuvânt. Domnul poate să spună un cuvânt în seara aceasta și dacă e voia lui, să lasă vindecare. Dar să nu îl îngrădim pe Domnul prin tiparele noastre și prin gândirea noastră. Cred cu tărie că timpul petrecut aici este un timp binecuvântat, pentru că îl pretrecem în prezența lui Dumnezeu. Dar depinde de noi, dacă ne deschidem inima și suntem sinceri înaintea Domnului, pentru că mâna Domnului este deschisă pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne binecuvinteze și plecând de aici să spunem, datorită Domnului și spre slava Lui, am avut un timp binecuvântat. Amin.